Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine la emisiunea mea Totul despre puterea dragostei. Vom dezbate astăzi un subiect foarte delicat, aș spune, un subiect pe care mie nu mi-ar fi plăcut să-l aduc aici în emisiune, în discuție, fiindcă cele două persoane pe care eu le-am îndrăgit foarte mult ca și cuplu s-au despărțit, iar una dintre ele a venit aici în studio să povestească tot ce se întâmplă în acest moment în viața ei și nu a venit singură. A venit alături de o altă persoană de la Puterea Dragostei, dar și o prietenă adevărată. Aia și Adelina alături de mine astăzi. Bună, fetelor! Bună ziua! În primul rând vreau să urez tuturor celor de acasă un sincer la mulți ani. Vă mulțumesc enorm de mult că mă susțineți în continuare. Și da, în legătură cu Andrei. Și eu vreau să spun la mulți ani tuturor celor de acasă. Ce pot să începi acum? Da, o să povestim și despre Andrei. Să știi că am primit foarte multe mesaje aia. Am primit cuvinte frumoase de la oameni în legătură cu cuplul vostru, dar și întrebări dacă mai sunteți sau nu mai sunteți împreună. Au apărut și informații în presă conform cărora v-ați despărțit. Iar eu sunt genul de om care prefer să știu totul de la sursă și să nu plec urechea la bârfe. De aceea te-am sunat ieri și te-am întrebat dacă este adevărat, în acest moment mai ai sau nu mai ai o relație cu Andrei. Tu mi-ai răspuns ieri ceva? Vreau să le spunem și oamenilor de acasă adevărul tău, da. Punctul tău de vedere, dar și al Adelinei, cea care este lângă tine în acest moment. Nu pot spune că ne-am despărțit definitiv, deoarece noi încă vorbim aproape în fiecare zi, ne mai vedem, Andrei vine, mai ieșim. Nu este o despărțire definitivă, adică ne așteptăm la o împăcare. Pot spune că da, mă aștept la o împăcare. Pur și simplu, se întâmplă chestia asta de fiecare dată când ies eu afară. Toată lumea știe că Andrei este un băiat super gelos. Și de fiecare dată când ies eu afară, încep geloziile. Că ies cu fetele la cafenea și încep certurile, normal, fiecare se ceartă. Lui nu-i place chestia asta, iar eu totuși am și o nevoie să ies pe afară și ne certăm mereu. De data asta la fel s-a întâmplat, am ieșit cu fetele la un suc, a început cearta. N-am mai vorbit, cred că o zi sau două. Ne-am blocat pe toate rețelele de socializare, că așa facem de fiecare dată. V-ați scos toate pozele de pe rețelele de socializare, da. Fiindcă așa și-au dat seama oamenii de acasă, cei care vă îndrăgesc, că nu mai sunteți împreună, da. Am scos toate pozele, le-am arhivat, nu le-am șters. Ne-am dat bloc peste tot, dar tot ne-am făcut conturi fake și am scris de pe alte conturi. Ați scris de pe alte conturi. Asta e, că o să te întreb și lucrul ăsta. Eu vreau să revin la întrebarea mea legată de tine și de Andrei. Ați venit aici la mine în studio, da, cu puțin timp înainte de Crăciun și erați foarte frumoși împreună, așa cum sunteți de altfel de fiecare dată când sunteți prezenți aici. Vorbeați despre lucruri frumoase, despre ce o să se întâmple de sărbători. Eu mai induceam și ideea că poate cine știe, în pahar sau într-o prăjitură sau undeva pe masă va fi un inel de logornă. N-a spus niciunul dintre voi nu. Și mă gândeam că povestea voastră va trece la un nivel următor, voi stând și împreună una cu celălalt. Dar, din păcate, totul s-a terminat. Când v-ați certat voi? Înainte de sărbători? După sărbători? A fost după sărbători, săptămâna trecută, luni sau marți era. Uh-huh. Luni sau marți. Da, recent s-a întâmplat. Da, recent. Și de atunci, după cearta noastră, a observat toată lumea că eu stau la Adelina. Așa e. Da. Mi-am luat câteva bagaje, nu mi-a luat tot de acasă, dar am luat câteva bagaje și le-am dus la Adelina și, bine, de câteva zile stau la ea până trece chestia asta între noi, că e focul mare. Că... Tu simți că lucrurile nu se vor termina aici, între voi doi, că au mai fost apele tulburi, da.
au mai vorbit oamenii fel de fel de lucruri, ați mai plecat probabil, ați mai luat câte o pauză, da. Dar v-ați întors unul la celălalt. Tu ai plecat în oraș cu fetele, el nu a fost de acord. Cum da. S-a întâmplat? Era la serviciu Andrei, tu ai decis să ieși cu Adelina sau, nu știu, cu alte persoane? Mm-hmm. Sau i-ai cerut voie și el nu a vrut? Cum s-au întâmplat lucrurile? Păi, inițial i-am spus în seara asta vreau să ies cu fetele, el a zis că ok, bine, nu i-a căzut bine oricum, dar nu mai, n-avea ce să spună. Și da, el era la muncă, după aia am ieșit la o cafenea cu Adelina și mai erau încă câteva fete. Și Andrei cunoaște multă lume în București. Eu, orice aș miș, orice mișc eu, se știe. Orice, absolut orice. Și de fiecare asta dată când, pot să confirm. Da, de fiecare dată când ies eu afară, se trezește câte un băiaț, doi, să vină să-mi ceară Instagram-ul, să se bage în seamă cu mine, chiar dacă eu le spun nu, mulțumesc că am iubit. Și oamenii pe care îi cunoaște Andrei, îl sună pe Andrei și spune, ia uite, aia a oprit-o un băiat. Chiar dacă eu nu sunt vinovat, adică îi spun băiatului, nu, mulțumesc că am iubit. Dar totuși stă lângă mine, nu pot să-i spun, pleacă odată de aici, că mă vede lumea. Și atunci băieții ăia stau și le sună pe Andrei și vezi că aia e acolo, aia nu știu ce, și apoi Andrei se enervează, el neștiind care e treaba. Doar aude ce spune lumea, se enervează și apoi intervin certurile, a, că ai fost acolo, a, că te-ai oprit acolo, a, că nu știu ce, și ne certăm. El nu a fost de acord să ieși, da? Și tu, cu toate astea, ai decis să mai o... Da. Nu știu, cumva, o ieșire în oraș cu fetele, ceea ce mi se pare un lucru normal. E foarte normal, da. O femeie trebuie să fie independentă și da. Nu trebuie să stea doar acasă să-și aștepte bărbatul normal. Cu o farfuria pe masă. Suntem în secolul 21 și altfel decur lucrurile acum. Nu zic că n-ar fi normal. Până la urmă, fiecare cuplu decide cum să-și petreacă viața. Da. Însă, dacă el nu a fost de acord și situația era un pic tensionată între voi, tu te-ai întâlnit cu fetele așa ca să te simți bine și să-l și enervezi și pe el? Sau cum? Nu, adică... situația? Nu, el se enervează oricum la orice ieșire de-a mea. Deci m-am obișnuit cu chestia asta. De fiecare dată când ies eu undeva, trebuie să ne certăm. I-am spus, Andrei, eu ies. El nu era de acord, dator nu mi-a spus, nu, stai în casă. A zis, ok. Na. Și am ieșit și apoi s-a enervat și ne-am certat. V-ați certat. A ieșit cu Adelina, da? Da? Ce ați făcut în oraș, Adelina, atunci? Păi... Știai de cearta lor, în primul rând? Eu știu anumite lucruri, dar bineînțeles că le știu cât îmi permite ea să știu. Adică de fiecare dată când există o mică ceartă, da, știu anumite lucruri, pentru că vorbim ca între fete și ești normal. Și eu îi spun ei anumite lucruri și i-am spun ei anumite lucruri, că așa e normal între prieteni. Iar noi când ieșim afară, prea multe lucruri nu prea facem. În acea seară când am ieșit, pur și simplu am fost la o cafenea unde obișnuim să mergem. Iar după, pentru că programul este foarte scurt, am ales să ne plimbăm puțin cu mașina. Adică asta a fost toată ieșirea noastră. N-am făcut absolut nimic ieșit din comun. Dar Andrei, pentru că e un pic mai gelos decât ar trebui, interpretează lucrurile puțin diferit decât ar trebui să fie ele. Și din cauza asta se agită puțin mai mult. Așa, a sunat-o pe aia în timp ce era cu voi la masă? Și ea nu i-a răspuns? S-au întâmplat și lucruri de genul ăsta? O mai sună. Când mă refer la acel moment. La acel moment? Da. Parcă te-a sunat, nu? Da, da. O mai sună când ieșim și atunci știu că a sunat-o și i-ai răspuns atunci. Da, da. În seara aia chiar a vorbit cu el, tocmai că de asta ne-am și mirat amândouă, că s-a supărat pe nimic, pentru că el știa unde suntem, cu cine suntem, ce facem. Chiar a vorbit cu el atunci, chiar dacă nu erau în cele mai bune, nu știu, sentimente, să o iau așa, cea mai bună situație între ei doi. Dar el știa tot ce face ea atunci. Au vorbit, da. Ce ți-a spus când te-a sunat aia? Unde el ești? A sunat, nu? Da, da. Așa. Unde ești? Nu ești acasă. I-a spus că am venit aici la un suc cu fetele, stăm, vorbim, tu ce faci? El era pe afară și atât. Să vadă ce fac, unde sunt. Adică nu v-aș certa la telefon. Nu, nu. Nu ți-a spus, eu am zis că trebuie să stai acasă și să ieșim doar împreună, nu? Nu, n-a spus așa. Lasă că o să-l întreb eu pe Andrei săptămâna viitoare. Uite, Andrei, vreau să-ți lansez o invitație. Să vii să spui și tu
partea ta de adevăr, așa cum zic eu de fiecare dată, așa mi se pare da, corect. Normal. Să vorbească și celălalt. Cum sunt întotdeauna și alături de oamenii de acasă care au și păreri și își exprimă punctul de vedere aici la noi. Doamna Cristina Bărbulescu spune dacă există certuri zi de zi, o relație nu va dura prea mult, iar cei doi trebuie să aibă încredere în ei. Unde nu există încredere, nu se rezolvă nimic. Trebuie să nu stea să asculte de gura lumii, că lumea da. Din ziua de azi este răutăcioasă. Așa este. Normal. Bun, te-ai întors acasă. După ce te-ai despărțit de fete, după ce ai ieșit cu ele, bă, ai dat o tură cu mașina prin oraș. Nu am întors acasă. Adică, păi, de ce nu te-ai întors? Întorsătură. De ce nu te-ai întors acasă? Păi, rămăsesem să ne plimbăm cu mașina. Da. Și Andrei a venit după noi să vadă ce fac, unde sunt mai exact, dacă îl mint. Și venise Andrei, iar atunci Adelina, nu știu, a dat de un băiat și a început să vorbească cu băiatul ăla. Și a făcut i-am fost vinovată. Și a făcut schimburi de Instagram și ea stătea cu băiatul ăla, eram cu celelalte fete. Andrei, când l-a văzut pe băiatul ăla că e pe acolo cu noi, adică stătea cu ea. Era un străin, nu? Da, da. Era pur și simplu oprit lângă mașina mea, adică el în mașina lui, noi în mașina noastră, nici măcar n-am coborât. Și el doar a văzut imaginea asta. Dar ghinionul a făcut să fie ca acea mașină să fie în partea a ei. Adică părea ca și cum i-ar fi vorbit, dar de fapt eu vorbeam și el l-a interpretat total greșit. Da, pentru că are volanul pe dreapta și băiatul nu știa și s-a oprit în partea mea. Oricum eu n-am schimbat nicio vorbă cu el. Andrei, când l-a văzut pe băiatul ăla acolo, s-a enervat la maxim. Și au început telefoanele cu nu știu ce, s-a supărat, mi-a zis să mă duc acasă, i-am zis că nu mă duc nicăieri, eu n-am nicio treabă cu băiatul ăla, eu stau cu fetele. El era ieșit la fel cu băieții. Și atunci am început să ne certăm și a zis, bine, atunci eu în seara asta nu mai vin acasă, deoarece era o situație foarte tensionată și decât să mergem prea departe, mai bine am zis că mă duc și dorm pe la fete și de atunci n-am mai mers acasă. Am înțeles cât de tensionată a fost discuția de la telefon. Adică el era super nervos, normal. Cum face Andrei când este nervos? Poate să limite una dintre voi? Eu nu pot să limit, că e prea expresivă, eu o las pe aia. Păi tocmai. Păi, na. Ca orice bărbat, mai ridică tonul, da. Mai gesticulează, cum fac bărbații, nu și cum? Femeile. Ia, dar cum i-a zis Andrei? Păi nu știu să reproduc acum, un că pic, nu țin așa, minte. Așa, face o scenetă, efectiv. Nu știu, că Andrei era foarte supărat încât m-a sunat și pe mine și mi-a spus Adelina, chiar așa îmi faci tu mie? Adică a văzut că el a crezut că, nu știu, eu am oprit intenționat acolo să vorbim cu băieții sau, adică o dăduse și pe mine, chiar dacă nu aveam nicio legătură în relația lor, era supărat chiar și pe mine, nu doar pe ea, adică așa de mult se enervează. Nu știu să limit acum exact cum face el, dar se agită, e, nu știu, foarte agitat, asta e descrierea, agitat. Adică era nervos din moment ce a închis telefonul cu aia și te-a sunat. Era nervos, da. Oricum el se aprinde foarte repede, da. Deci cel puțin și eu. Ea e foarte obișnuită cu el, dar și eu de când am venit din emisiune și am petrecut timp împreună, m-am obișnuit cu Andrei că e, se aprinde foarte repede, foarte repede. Și la fel de repede se și stinge când e nervos. Adică e așa ceva de moment la el, că îi trece la fel de repede cum se și aprinde. Da, el e și foarte serios, așa. Știu că discutam aici anumite lucruri legate și de perioada în care locuiai tu alături de Mariana, mm-hmm. că nu prea îi plăcea situația respectivă, adică nu avea încredere nici în acea relație a voastră de prietenie și poate din acel motiv a și accelerat cumva lucrurile să locuiți împreună. Da. Da, nu i-a convenit. Andrei, lui îi place să petreacă timpul doar cu mine. Dacă s-ar putea să stăm 24 din 24 numai noi doi. Am înțeles. Dar da. El cu băieții se duce fără tine? Da, dar doar în momentul în care plec eu. Dacă eu n-aș pleca cu fetele afară, el n-ar ieși cu băieții. Am înțeles. Păi da, dar dacă... El nu iese ca puțin. Să nu ies. Mie nu mi se pare corect. Și ce dacă? Atunci asta e numai în casă. Și chiar dacă prietena ta este cu fetele pe afară, tu dacă ești genul de om care spui, domne, nu ies decât cu prietena, păi, nu mai este și el cu băieții.
Nu merge. El o face așa, ca o mică răzbunare. Da. Adică, a ieșit tu, trebuie să ieși eu. Eu de ce să nu ies? Adică cam așa o face. Nu că îi place lui să petreacă foarte mult timp afară singur, fără ea. O face pentru că mai mult în ambiție. Ambiție. Da. Vrea să se răzbune într-un ia fel. Ia să mă duc și eu afară cu băieții, să vezi ce bine mă distrez, opresc exact, mașina lângă da. O tipă foarte mișto. Da, de exact. Eu mă distrez mai bine decât te distrez tu cu fetele. A, ca între copii. Gelozia strică iubirea, spune doamna Irina Corodan și eu sunt de aceeași părere. La fel și doamna Daniela Balace. Gelozia lui este prea exagerată și nu-i bine. Din punctul meu de vedere, cred că nu există acea încredere de plină unul față de celălalt și cred că unul dintre ei iubește mai cu patos. E adevărat ce spune doamna Daniela? La fel spune și doamna Mihaela Sosnovski, că gelozia e o boală grea. Așa este. Chiar e o boală grea. Și am avut o relație de genul și am spus și ei că gelozia depinde dacă atinge un anumit nivel, pentru că într-o anumită măsură e bună gelozia, pentru că mai ales noi femeile, așa ne confirmă faptul că ne vor bărbați. Adică e mai multă atenție. Când e un bărbat gelos, îți dă mai multă atenție. Dar am spus și ei că depinde în ce măsură se consumă acea gelozie, pentru că poate să exagereze și atunci nu mai e bine și se duc și sentimentele, părerea mea. Așa e. Dar are Andrei vreun motiv pentru care să dezvolte această gelozie? I-ai dat vreodată vreun motiv aia? Nu. Doar faptul că bine, eu ies pe stradă și se uită băieții la mine. Atrage atenția da. Mai mult. Și atunci ești frumoasă. Exact, așa da. Este, măi, Andrei, înțelege, Andrei. O fată frumoasă. Și atunci el se enervează, dar eu n-am ce să le fac, nu le pot pune mâna la ochi să nu se mai uite la mine. Și atunci el se enervează și dacă se uită da, un băiat la da. Tine? Și ce face în momentul ăla? Păi începe să... Da, vorbește singur. Se ia de bărbatul respectiv sau de tine? Nu de mine, nici de el. Vorbește el singur, așa, la nervi. Ce spune? Ce spune? Uite, și Adelina e... Ce spune el nervos? Se supără, ca și cum ar fi făcut ea ceva. Adică el se supără pe niște motive pe care el și le implementează singur. Da. Adică el își construiește în jurul lui o mică ceartă și un motiv și el se hrănește cu chestia aia încât și el crede că e real ceea ce s-a întâmplat, dar de fapt e ceva construit de el, dus la extrem, dintr-o faptă mică, adevărul e super mic, dar el o duce la extrem cu totuși cu tot o altă situație și așa degenerează. De acolo mai se deschide altă discuție, ea în general tace din gură pentru că nu se ceartă cu el, dar lui îi place să te cerți cu el, adică lui îi place să vorbești cu el. Să... Da, se hrănește din chestia da, asta, da, din ceartă. Da, da, tu, exact. Da? Îi place să discuți cu el pe subiectul ăla, că așa da. Se calmează. Mă răspune că Andrei ar trebui să fie mândru cu o fată așa frumoasă lângă el. Sunt de acord, Mădălina. Vreau să-i mulțumesc și doamnei Eugenia de Medici pentru mesajul foarte frumos. Cum vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc și ne scriu aici cuvinte frumoase și doamna Pop Irina. În seara în care te-ai despărțit cumva de Andrei, te-ai supărat. Și ai plecat la Adelina. Ce s-a întâmplat în seara respectivă? Te-ai dus la ea? Ai plâns? Sau pur și simplu, nu știu, ți-ai descărcat sufletul în fața cuiva? Ce s-a întâmplat? Cum te comporți tu când te desparți o perioadă de Andrei? Sau ce ai simțit în acea seară? Că nu e ușor. Știm că ești nevinovată da. Cumva. Vă dați seama că am început să plâng, am început să vorbesc cu Adelina, ea mi-a dat anumite sfaturi, mi-a spus să nu mai plâng, că asta e, o să trecem peste, fiecare om trece peste greutăți. Și da, am petrecut și am stat, cred că cu Adelina și am vorbit o grămadă de timp. Da, mie mi-e și puțin mai ușor să-i dau ei anumite sfaturi, pentru că eu am avut o relație aproape trasă la Indigo, cu relația pe care o are ea cu Andrei, culmea că și pe el îl cheamă tot Andrei, dar asta s-a consumat acum 2 ani de zile, s-a terminat definitiv și s-au întâmplat cam aceleași lucruri între mine și fostul meu iubit și mă ajută foarte mult să-i dau ei sfaturi. Pot să-i spun din perspectiva mea cum a fost și cum am trecut eu peste și ea de acolo poate să culeagă
fix ceea ce își dorește și ce o ajută. Dacă n-aș fi trecut printr-o situație de genul, probabil că n-aș fi putut să o înțeleg sau să-i dau un sfat, nu știu, care ar putea ajuta-o pe viitor. Dar ea pășea deciziile singură, extrage doar ce vrea și ce crede ea că e bun pentru ea. Tu n-ai rezistat într-o astfel de relație. Ai plecat. Da, eu am plecat pentru că în relația mea se ajunsese la o mică violență, să-i spun așa, și, cum am zis și mai devreme, când gelozia depășește o anumită limită, e bine să pleci. Pentru că atunci gelozia depășește sentimentele și nu mai e cazul să stai. Adică la mine a fost o relație, a fost prima relație și a fost o relație trasă de mine foarte mult. Am tras-o după mine foarte mult pentru că am vrut să fie prima și ultima, dar nu s-a întâmplat din păcate. Dar nu, eu nu am stat într-o relație de genul, dar ea nu a ajuns în punctul în care ajunsesem eu cu relația mea. Adică la ea sunt decât certuri, nu a ajuns la violențe sau chestii de genul. Atunci când se ajunge acolo, da, sfătuiesc dacă se poate să te detașezi de situații. Așa de e, genul. Dar tu cât ai stat cu celălalt Andrei? Cu Andrei al meu. Am stat în jur de aproape 2 ani, dar noi am avut foarte multe pauze în acești 2 ani. Am avut și o pauză de 7 luni în acești 2 ani, dar părinții noștri au vorbit pe tot parcursul relației și în pauzele noastre. Părinții noștri încă vorbesc și la momentul actual, păstrează legătura. Dar da, relația a fost în jur de 2 ani de zile, dar cu foarte multe pauze. A fost o relație toxică, dacă stai acum să analizezi situația la rece? Da, a fost o relație foarte toxică, nu toxică, dar a fost și benefică pe o parte, pentru că am învățat anumite lucruri, am învățat de ceea ce trebuie să mă feresc în viață, de cum reacționează un bărbat când e nervos, în ce situații poți fi pus într-o relație, adică m-a călit puțin, ca să zic așa, și a fost benefică pentru că am învățat multe lucruri din chestia asta, dar nu mi-aș dori să mai trec din nou în așa ceva. Da, da, da. Tu de ce n-ai plecat cu Andrei în seara aceea? Dacă tot a venit la fața locului, dacă tot v-a sunat, când pe tine, când pe Adelina, n-ai simțit că dacă nu te vei duce în seara respectivă acasă, totul se va sfârși între voi? Nu mă gândeam la o despărțire, dar eu fiind încăpățânată, știți că vă spunea și el de fiecare dată, când el îmi va spune aia nu face chestia asta, eu o fac. Intenționat din ambiție, o fac. Și de-aia am și rămas acolo. I-am spus, nu, Andrei, eu nu plec, o să plec când consider eu că trebuie să plec. Și asta e, ne-am certat. Te-ai certat, ai plâns, ai încercat cumva să vezi situația din punctul tău de vedere. El ce a mai făcut în acea seară? Te-a mai sunat? Da. Până la ce oră? M-a sunat, cred că, până la 6-7 dimineața. Bun, ei răspuns de fiecare dată sau l-ai mai lăsat să sune așa și să le enervezi și mai tare? I-am și răspuns, i-am mai și închis. Joculețe, depinde. Ce îți spunea? Hai, vină acasă. De ce nu vii acasă? Nu îți spunea lucrul ăsta sau lasă, mai bine stai la Adelina, limpezește-ți puțin gândurile și apoi te întorci la noi? Ce a spus? Păi în prima seară mi-a zis să mă întorc acasă, să termin cu ambițiile astea, dar după ceva timp mi-a zis să mai rămân puțin la Adelina, 2-3 zile așa, ca să revin și să, nu știu, să știu și eu ce fac. Să încetez cu chestiile astea, că totuși avem aproape un an, și să fie ceva serios. Să nu mai fie copilărisme, gen. Să nu mai fie... Are așa mare încredere în Adelina? Andrei? Da, dacă mai bătea un bărbat la ușă, nu știu, cel care a luat contul de Instagram. Și apropo de Instagram... Nu, că la ușă nu vine nimeni. Păi nu știu dacă... Avem gard. El își face niște avem gard, scenarii acum. Și apropo de Instagram, vreau să le spun celor de acasă, celor care ne urmăresc pe noi, că în acest moment contul de Instagram al nostru aici la WowBiz este de fapt Wow News Oficial. Wow News Oficial este contul nostru de Instagram, noua pagină, și deci citiți acolo wownews.oficial și
intra să vă spuneți părerea despre invitatele noastre de azi și despre ce se întâmplă în cuplul Aia și Andrei. Vreau să fiți așa alături de noi. A doua zi ce s-a întâmplat? Bun. A doua zi ți-a spus să rămâi la Adelina? Da. Dar sunt de cât timp? De câteva zile cât am? Nu știu. Nu știu. Cred că se apropie o săptămână de când stăm împreună. O săptămână din ziua în care s-au certat, pentru că atunci a și venit la mine. Și cred că e în jur de o săptămână. Nu știu, nici eu sigur. În jur de o săptămână. Da. Și după vreo 2-3 zile cât am stat și am vorbit la telefon, a venit, mi-a spus să cobor, să stăm să discutăm față în față și după aia a venit cam în fiecare zi. Bun, ai coborât și când l-ai văzut, nu i-ai sărit și tu în brațe, nu te-ai zis, măi, Andrei, vreau să vin acasă? Sau ai fost mândră și l-ai tratat cu răceală? Suntem... Ai zis să-l mai perpelești un pic. Da, suntem amândoi suntem două persoane foarte orgolioase. Adică eu nu pot lăsa de la mine, chiar dacă aș vrea, mai mult ea, nu pot. Mai mult ea. Și el este, dar el mai lasă de la el. Și de aia, nu. În prima seară nu l-am, nici nu l-am luat în brațe. Dar am discutat. Ai stat în scara blocului, te-ai uitat așa la el, l-ai măsurat din cap până în picioare și ce ai zis? Nu mai vin acasă, gata, s-a terminat. Ești încercat... mult prea gelos, eu vreau să fiu un pic mai independentă. Care a fost reacția ta? Da, astea, i-am spus, Andrei, ar trebui să înțelegi, să mai lași geloziile astea deoparte, că poate, cine știe, odată și odată când tot ai asemenea gelozii, am să plec de tot. Pentru că nu pot nici eu să stau închisă în casă, să nu ies cu fetele, am și eu nevoie de ieșiri. Și am spus să înțeleagă, mai bine stau la Adina, mai trece timpul, vede și el cum este fără mine, îi va fi dor și poate nu-i convine chestia asta, mie la fel, cum o să-mi fie fără el și vom vedea pe parcurs. Tu ai fost de acord cu ce a făcut Aia sau ai sfătuit-o să se ducă acasă? Am fost de acord, pentru că cu ocazia asta petrecem mai mult timp împreună, dar am fost de acord pentru că și eu consider același lucru, că ar trebui să, mai ales acum că s-au certat și că a și decis ea să stea la mine câteva zile sau cât dorește ea, e mai bine să vadă și cum e fiecare singur, pentru că ei de când s-au întâlnit în emisiune, s-au întors în București, au stat decât împreună. Nu a fost o zi care să nu petreacă timp împreună decât cât a fost ea plecată în Liban și atât. Și cred că, adică orice om are nevoie de timpul lui, o zi, două, trei, cât decid ei. Și probabil după această mică pauză, poate vor fi de 100 de ori mai bine sau poate că vor decide să rămână așa, nu știu, eu habar nu am. Dar, da, am fost de acord cu decizia ei pentru că și eu aș făcut același lucru. Adică e bine să iei, să păstrezi distanța, să iei o mică pauză atunci când simți că e nevoie, să nu forțezi anumite lucruri. Pentru că așa ești să ajungi la alte discuții, la alte situații și e mai bine așa să păstrezi puțină distanță până se calmează apele. Și asta e adevărat. Uite, Veronica Bora spune altceva. Aia, du-te la Andrei. Doamna Gina din Germania, vă pup și vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase. Uite, ne îmbrățișează și spune că adun numai fete frumoase în emisiune, așa este. Am numai una și una aici în studio și pe doamna Ana Maria și pe doamna Cristina, care ne salută de la Milano. Cum este la Milano vremea? Am vrea să venim și noi acolo. Venim în vizită câteva venim zile. Venim în vizită câteva zile, așa, într-o mică vacanță. Venim toate ca să lăsăm pe Andrei în România. Doar fete, ai înțeles, Andrei? Da? Să te supere și mai tare. Oamenii, Giovanna spune că această relație a devenit cumva toxică din ce îi urmăresc, așa văd lucrurile. Cred că încă n-ați ajuns acolo. Eu v-am văzut așa, unul lângă celălalt și se observa dragostea dintre voi. Adică sunt sentimente acolo foarte mari. Andrei, de regulă, este un tip gelos? Da. Sau doar în relația cu tine? Fiindcă tu ești o persoană frumoasă, dorită de toți foștii concurenți din Casa Puterea Dragostei și oarecum îi dau lui și o nesiguranță acolo. Așa a fost întotdeauna cu tine sau mai acum când este totuși mai pe stăpân pe situație în relația voastră?
La început nu a fost chiar atât de gelos. Pe parcurs a început să devină foarte gelos. După cum am spus, din cauza faptului că atunci când eu ies afară, încep băieții să vorbească cu mine. Îl înțeleg și eu. Că nici mie nu mi-ar plăcea să iasă Andrei afară, să stea toate fetele să vorbească cu el. Dar eu nu am ce să fac. Le spun băieților, nu, am iubit și totuși toată lumea știe că am iubit. Că vor ei să facă probleme sau nu, e partea a doua, oricum nu mă interesează. Dar ar trebui să înțeleagă și el chestia asta, că sunt femeie. E normal să-i spui stradă să întoarcă toată lumea capul. Da, și la început întorcea toată lumea capul. Da, la de început. De ce nu s-a supărat la început și se supără acum? Păi atunci eram în emisiune, totuși era altceva, nu era ca și acum. Acum suntem în România, e altceva. Altă... Acum nu e filmat non-stop, acum știe tot ce mișcă. Chiar dacă știe tot ce mișcă, că ea îi confirmă, el nu crede de multe ori. Are nevoie, îi spune ea, mă întreabă și pe mine câteodată, mă sună și mă întreabă, voi sigur sunteți acolo? Dar sigur faceți aia? Adică el nu are... El așa are încredere că ea este acasă la tine în acel moment, dacă îi spui, uite, mai este are doar momente, acasă, da. Sau suntem doar la un anumit restaurant singure, trebuie să vă arătați ceva cu camera, așa, nu? Că da, trebuie exact. Să existe o dovadă. Da. Pe mereu trebuie să fie o dovadă la mijloc, nu ca să creadă. La el așa funcționează, cu dovezi mai mult. Așa crede Andrei mai mult. Dacă are dovadă, e perfect. Dacă nu, fapte, variază. Nu doar vorbe, da? Da. Călin spune că... Călin Virginia spune aia, încearcă să te maturizeze, Andrei te iubește. Da, noi, poate, unele dintre noi ca femei suntem sensibile toată viața sau ne place să ieșim întotdeauna. Asta nu înseamnă că nu suntem mature. Da. Eu cred că totuși ar trebui să existe un pic de libertate într-o relație și un pic de încredere. Că ea, dacă nu există, întotdeauna duce la despărțiri care chiar sunt și definitive. Fiindcă în acest moment tu spui că ați luat o pauză cumva în relația voastră și speri cumva să vă împăcați. Da. Dar lucrurile stau în felul următor. Tu locuiești la Adelina, el locuiește acasă la el. Deci nu mai sunteți doi îndrăgostiți de la început să ieșiți afară în oraș seara. Ați mai ieșit doar voi doi, de exemplu? De când v-ați certat? Da. Nu știu, să ieșiți într-un local. A, sau, nu. Nu o să vină până la scara blocului casei, până la scara casei Adelinei și să te întrebe ce faci. Nu, n-am mai ieșit. Când ne-am certat, n-am ieșit amândoi. Doar așa, cât ne-am întâlnit pe afară să vorbim. Nu ți-a spus că vrea să ieșiți numai voi, să discutați despre ce se întâmplă în relația voastră sau și el este atât de nervos încât vrea să fie singur? Păi, da, dar a vrut să discutăm ce se întâmplă între noi doi doar așa, între patru ochi, nu să mergem pe la cafenele sau în alte localuri. Am stat, ne-am plimbat, am fost în mașină, ne-am plimbat cu mașina și am stat și am discutat. Am văzut că are mașină nouă, te-a plimbat cu o nouă mașină, da. A fost prima. Să stăpânești sănătos, Andrei, spunem și aici. Fără incidente neplăcute. Da. Să stăpânești sănătos, să te bucuri de ea, e cel mai important. Te-a plimbat cu mașina și atât, gata, nu? Da. N-avea mai puțin. În momentul în care te lăsa la Adelina, ce-ți spunea? Nu-l pupai? Mie da, nu mi-a zis, pupai. Eu nu știu, da. Și eu vreau să aflu. Nu l-ai pupat? Da, nu l-ai pupat. Vrem să știm, l-a pupat sau nu, că dacă vor din mașină. Nu. Spune-ne. Da, nu. Ieri. Dar ieri. Abia ieri. După ce am vorbit noi la telefon. S-a produs magia. Abia aseară. Până ieri nu ne-am pupat, de când ne-am certat nu. Dar aseară da. Da? Așa la final sau mai mult în mașină? Acum trebuie să ne spui dacă ai deschis subiectul. Păi, oamenii sunt curioși. Mai mult. Mai mult, da. Deci, astăzi te duci acasă? Încă ce nu. Ți-a spus? Te duci acasă? El mă așteaptă să merg acasă. Vă dați seama, mereu îmi spune să mă duc acasă, dar eu mai las puțin așa. Dar dacă îl fură o altă fată? Da, de pe Instagram sau, nu știu, de... Pe unde mai circulă el? Mașina sau unde se mai iese cu prietenii? El a ieșit cu prietenii? Mm.
Dar nu există atât timp cât sunt eu, nu. Adică chiar dacă ar fi cu o fată fața mea, când apar eu, fata zboară. Deci nu există așa ceva. Aia are prioritate. Deci el a ieșit cu fetele, cu băieții, dar numai cu băieții sau mai erau și fete în grup? Nu, doar cu băieții. Doar cu băieții. Dar tu l-ai controlat? Da. Da. Și tu ești la fel cum este și el cu controlul? Nu. Ba da, uite, mă uit la Adelina. Ba da, și ea, și el mai controlează, dar nu la același nivel. E, da. Așa, da. Și ea, ei sunt la fel, doar că ea e... puțin, are nivel puțin mai scăzut la ceea ce face Andrei, dar și el mai controlează, adică orice femeie cred că mai controlează iubitul, așa, nu știu, mesajele, să vedem dacă e adevărat că a zis că a fost acolo, da, și el mai controlează, dar nu la modul ăla, el e puțin exagerat. Ea nu, e mai cumpătată la controlat. Dar tot îl controlează. Tot îl controlează. Până la urmă, controlul nu e cu măsură. Fiecare face același lucru, da. Adică și el ar putea să zică despre tine, stai puțin, ok, și eu o controlez și vreau să stea numai cu mine, dar la rândul ei și aia vine și mi-a telefonul. Da, dar mai depinde și cât de des controlăm telefonul acum. Ea mai rar, poate el mai des. Deci depinde și asta. Tu controlai telefonul iubitului tău? Nu, pentru că eu merg, am, nu știu... o opinie și merg pe calea asta a mea, prefer să fiu fericită. Adică dacă mă apuc să caut ceva în telefon... Nu vezi, te afectează. Da, da, exact. Dacă mă apuc să caut ceva, sigur am să găsesc. Că înseamnă că am avut eu un presentiment de m-am apucat să caut. Și niciodată n-am căutat, nici nu o să caut, pentru că am zis, prefer să fiu fericită, ce nu știu nu mă afectează. Dacă vrea să facă ceva, viitorul partener de viață, e liber. Dacă nu aflu, nu mă deranjează. Nu că nu cunosc. Așa prefer să stau liniștită. Cel mai bine. Tu ai simțit vreodată ceva în relația cu Andrei? Că poate ar mai exista și alte mesaje, alte telefoane cu diferite domnișoare? Mai ales că este o persoană cunoscută, un tip foarte matur. Uite, foarte multe mesaje pozitive pentru Andrei sunt aici. Doamna Elena Voilă spune că ea dânsa crede că este foarte matur și foarte educat. Are o imagine bună. Da. E clar că îl caută și pe el alte fete. Ai simțit lucrul ăsta în relația voastră în toată această perioadă? De căutat, adică de câte ori am controlat, i-am controlat eu telefonul, este căutat de femei. Mereu. Doar că el nu le răspunde, adică nu are nicio treabă cu mesajele. Știe și faptul că, cine știe, poate se trezește aia și mi-a telefonul, dar nu. Până acum n-am văzut nimic, adică nu am văzut niciun răspuns din partea lui. Ele, în schimb, scriu. Sunt multe care scriu. Da. Sunt multe. Cam ce îi scriu? Că e frumos, că te-ai despățit de aia, că mai ești cu aia. Vești bune pentru fete. Îți dai seama că i-au scris în perioada asta și mai, da. Și mai ales acum, după ce o să vadă emisiunea, știu că este singur, ar trebui să te duci foarte repede acasă. Da, controlez. Dar n-a spus că e singur 100%, e jumătate singur. Adică ea încă mai e acolo, deci există șanse să se împace. Deci nu vă bucurați setelor prea mult, că nu se știe niciodată. Nu aia? Confirmă, că de-aia trebuie confirmarea. Acum treceți printr-o perioadă de pauză, sunteți despărțiți. Au mai existat foarte multe informații pe marginea relației voastre. V-am întrebat și data trecută. Dar data nu mi-ați răspuns la întrebare. Mi-ați spus că nu v-ați certat, nu v-ați despărțit deloc. Acum, poți să-mi spui dacă într-adevăr, din cauza geloziei, sau altor lucruri. Voi v-ați mai luat perioade din acestea de pauză în cuplu? Nu ne-am mai luat perioade de pauză, adică nu, doar... Aceasta e o perioadă, din punctul tău de vedere, de pauză. Da. Nici de cum, de o despărțire finală. Bine, n-ai de unde să știi ce se va întâmpla până la urmă. Da, dacă era o despărțire definitivă, adică nu-l mai căutam, nu mai căuta, nu ne mai vedeam, era definitivă și atât. Puneam punct, eu plecam, el făcea ce vroia. Dar nu consider că este definitivă. Și în rest, nu am mai avut. Ne certam, adică stăteam vreo 2-3 zile în casă și nu vorbeam unul cu celălalt. Eram blocați peste tot și pur și simplu nu vorbeam. Dar acum am decis să plec, să văd cum e.
E prima dată când ai plecat din... Și da. Cum e? E bine sau poate te gândești că era totuși mai potrivit să rămâi acasă alături de el? Cred că era mai potrivit să rămân. Dar asta este, fiecare om încearcă. Mai încercăm și altceva. Așa este, dacă în momentul în care ai luat decizia să te muți pentru o perioadă la Adelina, așa ai simțit? Da. Mi se pare corect să mergi pe drumul ăsta. Că poate acum, după câteva zile, vezi situația mai clar și consider că a fost doar o neînțelegere și da. Trebuie cumva refăcută relația și să o luați de la capăt. Asta e. Da, așa este. Te vezi totuși în viitor într-o relație în care nu ai voie să ieși din casă cu fetele decât dacă este de acord iubitul tău? Nu ai voie să faci anumite lucruri decât dacă ți se permite? Fiindcă la un moment dat trebuie să-ți pui și această întrebare. Nu. Nu m-aș vedea într-o asemenea relație. Adică eu de fiecare dată când ies afară, eu nu-i cer acordul lui Andrei. Că nu stăm să... Andrei, pot să ies? Andrei, pot să mă duc la magazin? Nu există așa ceva. Vezi că ești, știu unde sunt și da, am ieșit atât. Nu, să stau să cer acordul, nu. Adică nu, ia-și cer acordul lui mami. Dacă mă las să ies afară și să-i cer, nu, nu, n-aș putea. Dar poți să te ceri cu el după? Fiindcă știi că urmează o ceartă. E o ceartă mică, asta e. Acum s-a întâmplat să fie o ceartă mai mare, dar până acum am trecut peste toate. Părinții tăi ce spun de lucrurile acestea? Știu că v-ați despărțit. Mm-hmm. Și? Mama, tata? Mami spune să fac ce simt. Dacă vreau să mă întorc acasă, ea, adică îmi spune mie să fac ce simt, nu se bagă. Că poate ea îmi spune ceva, eu o să fac și o să regret. Așa că mai bine mi-a spus să fac ce simt eu, că e bine. Ai sunat-o imediat după ce te-ai despărțit, după ce ai plecat de la Andrei? Sau ai mai stat câteva zile să se limpezească apele? Am mai stat puțin și după aia am sunat-o și i-am spus. Cum i-a spus Adelina? Că tot zâmbește da. Acolo, era lângă tine, nu? Eu zâmbesc non-stop că-s mai zâmbăreață. Dar știu că a sunat-o și i-a spus. Ele vorbesc mai mult prin mesaje. Adică eu cred că am făcut parte așa să stau lângă ea cât a vorbit la telefon cu mama ei de foarte puține ori de când ne știm noi. Ele vorbesc foarte mult prin mesaje zi de zi non-stop. Știu că povestea da, da, da. Dar ce a spus concret nu știu, pentru că nu mă uit în telefonul ei și am povestește decât în mare ceea ce vorbește cu mama ei, pentru că e și normal să vorbească cu mama ei și mie decât să-mi facă un scurt rezumat dacă vrea ea. Nu știu exact în detaliu ce i-a zis, să vă zic că ea asta chiar nu știu. Nu m-am uitat în telefon. Mama ta a spus un lucru foarte bun. Să-ți iei propriile decizii. Da. Fiindcă totdeauna când sfătuiești pe cineva ceva, sunt sigură că acel cineva face exact invers. Până se dă el da. Cu capul de prag și așa este, da. Realizează că ai avut cumva dreptate. Exact, da, asta îi spuneam și eu ei. În legătură cu suferitul, pentru că ea în prima seară de ceartă a plâns. Adică poate să confirme că a plâns. Da, am spus că da. Și o vedeam pe ea, mă vedeam pe mine când am fost în acea situație cu relația mea. Și am spus, da, încearcă să nu mai plângi, uite, stai la mine, facem destule activități ca să poți să treci peste, ca să nu ai timp să te gândești. Că am zis, e cel mai important să n-ai timp să te gândești la ceea ce ți se întâmplă acum. Și ea tot ca ea face, tot stă și se gândește acolo și da, eu cât a stat la mine, am încercat să facem fel și fel de lucruri. Am fost și la țară, la bunicul meu, suntem mereu plecate, acasă decât dormim, dar nu stăm foarte mult acasă. Plecăm la bunicii mei, la bunicul de la țară. Să-i distrage atenția de la tot. Exact, da, pentru că așa poate să, dacă suferă, n-ajunge nicăieri și o să-și facă decât rău singură și... s-ar putea să ia decizii bazate doar pe ceea ce simte, pentru că e bine să pună în balanță și ce simte și ce gândește, că așa e cea mai bună decizie, chiar dacă momentan nu poate, că sentimentele sunt mai apăsătoare decât ceea ce gândește ea, dar eu o sfătuiesc, dar ea tot ca ea face, pentru că noi suntem aceeași zodie și suntem la fel de încăpățânate și eu o înțeleg perfect. Zodia Pești da. Ești tu da. Și el... Balanță. Balanță, da.
Așa e, și peștii sunt mai sensibili, da, așa, în general. Ea chiar e foarte sensibilă, dar nu pare, nu arată, dar e foarte sensibilă. Ba da, eu de fiecare dată când am văzut-o, mie mi se pare atât de firavă și de fină. Poate din fața camerei de, de acolo, din fața camerei de luat vederi, nu vezi așa o imagine pe televizor sau aici, pe micul ecran, mă pare altfel. Tu pari extrem, da, de puternică, dar să știți că aia este atât de firavă și de finuță. De fiecare dată mi-a plăcut de ea când am văzut-o aici. O văd și pe Adelina pentru prima dată și este la fel de frumoasă. Mulțumesc, asemenea. Mai frumoasă decât la televizor. Mă bucur că o întâlnesc, din păcate, cu această ocazie aici în studio, dar sper că vom discuta și despre lucruri frumoase în viitor. Cu siguranță, da. Aia, vreau să te întreb. Știi cum a suferit și Andrei? Ți-a spus? Cum suferă bărbatul tău? Prima seară, după ce ne-am certat, m-am dus să-mi iau câteva bagaje ca să am cu ce să mă îmbăra cât timp stau la Adelina. Și nu m-a ajutat deloc la bagaje. A stat în cameră singur. Adică eu stăteam și strângeam din bagaje cu Adelina. El n-a vrut să mă ajute. L-am strigat: Andrei, vino să mă ajut să închid și eu bagajul, că e greu. N-a venit. Și când ne-am dus până la el să văd ce fac, să văd ce face, a venit și Adelina și plângea. Și bărbații mai plâng câteodată. Da. Da. N-a vrut să se afișeze, vezi, în fața ta, așa, da, supărat. A început să plângă. Și nici măcar lacrimile lui de atunci nu te-au convins că trebuie de cumva să rămâi? Ba da, dar am încercat să mă țin tare și să spun, trebuie să o iau și pe calea astea să văd cum e. Să văd cum este dacă o iau pe drumul ăsta. Câte lucruri ți-ai mai lăsat acolo? E, mai am, că am o grămadă de lucruri. Dar ți-ai luat și peste alte, tot. Și da, multe alte lucruri, da, fiindcă spuneai că era geamantanul foarte greu, l-ați, da, luat amândouă. Ne-am chinuit, da. Trebuia să ne ajute, dar nu putea. N-a vrut. Te înțelegem, Andrei. Andrei e un băiat bun, spune doamna, da, Mariana, Gabriel, doamna, și spune că îi pare și foarte rău că v-ați despărțit. Doamna Mariana, dacă ați văzut toată emisiunea, încă mai există acolo o speranță. Andrei și aia se vor împăca și poate, cine știe, săptămâna viitoare, când sper eu ca Andrei să vină aici alături de mine în studio, poate nu o să vină singur, niciodată nu se știe. Ori o să vină cu un prieten, așa cum este cazul de față, tot cu un prieten, poate tot de la puterea dragostei, sau poate o să vină împreună cu cineva, vom vedea. Vreau să vă mulțumesc pentru mesaje și doamna Florica Engelhardt, vă mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele frumoase. Vreau să mulțumesc Nobis Boutique pentru ținuta mea de astăzi și să le spun doamnelor care mi-au scris despre ținuta mea, de unde am această roche. Alexandru Bucătaru spune că Andrei, Alexandra Bucătaru spune că Andrei e băiat bun. Vezi, da, ce frumos scriu fetele, că este un băiat bun, Andrei, și sensibil, din câte înțeleg eu, a și plâns. Da, e ca un copil, doar că ambalajul îl face să pară altceva, dar el e la fel de sensibil cum e și aia, și degeaba e el așa mai mare și tatuat și așa, dar e foarte bun la suflet și chiar e și el foarte sensibil. Așa e. Acum, dacă tot a trecut ceva de la cearta voastră, ceva vreme, aseară, sau vorbesc de aseară pentru că aseară a mai existat o apropiere între voi mai mare, ați pus la punct situația, a zis: domnule, uite, eu vreau, dacă mă întorc acasă, Andrei, vreau să nu mă mai controlez atât, să mă las să fac ce vreau. Sau ce altceva ați discutat acolo, fiindcă trebuie la o împăcare să mergeți cumva pe niște coordonate. Ba da, am discutat despre chestiile astea. Adică eu i-am spus n-aș vrea să mai fie atât de gelos, să nu mai fiu atât de controlată, să o lăsăm mai ușor cu chestiile astea, pentru că nu ne fac bine. Eu mă suport, te superi, degeaba ajungem, ne certăm și asta e. O lăsăm mai ușor cu controlatul ăsta, că până la urmă ce se poate întâmpla, că nu se întâmplă ce nimic. Ce poți să găsești până la urmă? Da, degeaba. Caută de atâta lung și tot nu găsești nimic.
Și i-am spus să se potolească și așa vom fi mai bine. Dacă nu, ne certăm în fiecare zi și n-are rost. Și el ce a spus? Da, da, cu jumătate de gură, nu? Parcă îl văd. Da, 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 da. Zice ca ea și face ca el, cam așa ceva. Așa, așa este. Dar eu mai am o curiozitate. Băiatul acela care a stârnit toată această nebunie, cel care s-a oprit să-și ceară ție adresa de Instagram, te-a mai căutat? Ați mai discutat pe internet? Adelina? Păi era și culmea după tot acest mini-scandal pentru opritul lângă mașina mea, Instagram-ul vorbit, era și culmea să nu profit de situație să vorbesc cu băiatul. Da, am vorbit, am și ieșit afară la câteva zile după ce s-a întâmplat, dar vorbim amical și atât. Dar da, am vorbit, am zis dacă tot s-a întâmplat și tot am ajuns în punctul ăsta, măcar să scoatem ceva din toată situația, ceva bun, nu? Dacă tot s-au certat. Dar comunicăm. N-a luat legătura și el cu Andrei să-i spună cum stă situația? Nu, nu. Nici nu, nici nu-l cunoaște, adică nu... Nu, poate că îl știe el pe Andrei de la televizor, dar Andrei pe băiatul respectiv nu-l știe. Nici acum nu știe cine era băiatul acela, habar nu are. Adică ei doi n-au nicio legătură unul cu celălalt. Așa e, dar ar putea să dea și el o mână de ajutor și să spună: domne, eu m-am oprit pentru Adelina, nu m-am oprit. Ar putea, da, uite, pe calea asta o să-i spun când mergem acasă, o să-i scriu și o să-i spun, să-i trimit un mesaj lui Andrei, să-i spună că nu s-a întâmplat nimic și că de fapt cu mine vorbea, nu cu ea. Nu m-am gândit la treaba asta. O să fac, poate ajută. Da, poate ajută. Și poate ai zis, tu, dintr-o toată această ceartă, iese și ceva frumos de data asta pentru tine. Exact, Doamne ajută. Îmi place de el, da, e un băiat frumos, nu pot să zic bărbat, că e mai micuț decât mine. Eu am aproape 22 de ani, împlinesc în martie. Mulțumesc înainte. Mulțumesc la fel. Iar el are 19, dacă am reținut eu bine. Dar eu îmi doresc ceva mai matur lângă mine. Dar nu-l cunosc așa de bine încât să știu dacă e matur pentru vârsta lui sau nu. Dar mi-aș dori ceva mai matur, dacă se poate. A, să fie mai matur, da? Da, să fie mai matur. Eu mă consider matură. Să dea mesajul și pe urmă. Da, să-i dea mesajul lui Andrei și după. Poți să-i zi după. Îți transmit după. Să ne dea și nouă mesaj pe noua adresă de Instagram wownews.oficial și să trimitem și noi mai departe lui Andrei toate aceste informații. Să-i confirmăm că s-a supărat degeaba, da. Că aia încă îl iubește, că este aceeași persoană care era și înainte de a pleca de acasă, doar puțin mai cu picioarele pe pământ și nu mai permite ea... să îi se spună chiar trebuie, da. Tot ce trebuie să facă și să fie mai puțină gelozie în cuplu, da? Da. Așa trebuie să facă domnul... Da, o să-i spun. Și Andrei să se prezinte cu 101 trandafir la poartă, știi adresa. Așa se pentru ea. Așa se prezintă el când te cerți, vine cu flori acasă sau cum? Uite, te întreb așa pe finalul primei intervenții. Depinde. De data asta nu. Mai mult. De data asta nu, n-a venit cu niciun buchet de flori. Păi de asta aștept. Zic să vină 101, 99 roșii, nu, da. 100 roșii și unul în mijloc alb, nu? 101. Da. Sau ar trebui 201. Depinde. Eu încă aștept buchetul de flori. Mai face gesturile astea către tine sau, mă rog, le făcea în timpul relației? Am mai făcut cât am fost eu plecată, când m-a așteptat la aeroport, m-a așteptat mereu cu un buchet de flori, da. Așa că, Andrei, e cazul să trimiți, să vii personal cu un buchet de flori foarte frumoase pentru aia și să o iei de acasă de la Adelina și să o aduci, da, acolo în cuibușorul vostru, să fiți fericiți împreună, n-are niciun rost să stați separați. Acesta este deocamdată realitatea, sunteți... Sunteți despărțiți, unul într-o parte, unul în cealaltă, dar dacă vine cu flori și cu un mesaj de pace, gata. Da. Așteptăm să vedem ce va face. Eu îți mulțumesc mult de tot, aia, că ai acceptat provocarea mea de a veni și a le spune oamenilor ce ai trăit, uh-huh, în ultima săptămână. Au fost foarte multe informații
pro și contra legate de relația voastră, despre despărțirea voastră. S-a vorbit în mediul online foarte mult, nu așa pe cale oficială, și îți mulțumesc mult că ți-ai pus sufletul pe tavă aici la mine. Și eu vă mulțumesc. Și aștept ca data viitoare când vii la mine să fii așa, cu zâmbetul pe buze, cum ești tu de fiecare dată. Cu siguranță. Să nu mai vezi nicio lacrimă. Cu siguranță. Îți mulțumesc mult, îți mulțumesc mult de tot și ție, Adelina. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mi-a făcut o mare plăcere să te cunosc. Asemenea. Și te aștept cu mare drag data viitoare aici să povestim lucruri frumoase despre puterea dragostei și despre puterea dragostei și dincolo de emisiune. Bineînțeles, cu drag. Fiindcă și tu ai niște subiecte de acolo din emisiune pe care data viitoare, când Adelina va fi prezentă aici, le vom dezbate cu siguranță. Să aveți o după-amiază frumoasă. Mulțumim la fel. Și aia tu să te duci acasă la Andrei, că este momentul. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de mine. Vreau să-mi trimiteți în dreptul acestui material pe YouTube-ul nostru, Wow News, toate mesajele dumneavoastră, să-mi spuneți ce să le transmit celor doi, dacă merită sau nu să rămână împreună. O seară frumoasă. La revedere!